Bună seara, salutări și la mulți ani sau bună ziua sau bună dimineața, depinde când o să ascultați materialul ăsta sau când o să-l vedeți, când o să-l urmăriți. Suntem live pe Facebook și pe YouTube, ca de obicei, Strada Speranței. Într-un nou an, la mulți ani, dragilor, vă îmbrățișez cu mare drag și mă bucur tare mult că ne vedem și ne reauzim și ne reîntâlnim la podcastul nostru de fiecare luni seară sau de aproape fiecare luni seară, pentru că am avut și noi o -o, o, o vacanță de vreo câteva săptămâni, cred că două sau trei, nici mai contează, dar bine că ne regăsim, bine că ne reauzim și bine că ați revenit pe aici, pe, la, pe strada Speranței, pe acest podcast. Dacă ne ascultați a doua, a treia, a cincea, a douăzeci și zi, probabil că sunteți pe Spotify, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts și vă mulțumim foarte mult că sunteți acolo. În seara asta transmitem live pe Facebook, pe Red Nose Society și pe pagina Stefan Ruxanda, la care vă aștept cu mare drag cu un like, pentru că în felul ăsta o să popularizăm și acolo și avem mai multe canale prin care să distribuim materialele astea și uh, să, să sperăm că vor ajunge și la mai mulți oameni și uh, să le fie de folos. Sper tare mult că ați petrecut cu bine, că v-ați bucurat, că ați fost împreună cu cei dragi, că ați mâncat uh, așa temperat sau uh, uh, și fără temperatură în același timp, deci temperat și fără temperatură, că, ați, uh, că bucuria voastră a fost la cote înalte și v-ați luminat ziua inima uh, zilele, vacanța și mai ales uh, masa, și viața voastră și a celorlalți. Mă bucur tare mult că, eu știu, poate că în perioada asta, deși n-a fost zăpadă pe alocuri, sau mă rog, prin cel puțin prin sudul țării până am cu noi, mă bucur că totuși am observat, oamenii au fost mai aproape, chiar dacă uneori poate distanța fizică i-a despărțit, dar ceva acolo, o legătură sufletească, tot s-a întâmplat și parcă legătura asta a fost mai strânsă decât în anii trecuți și asta nu poate să fie decât foarte, foarte bine. Dar m-aș bucura și mai tare dacă aș ști că va venit moșul și a venit moșul cu acele cadouri pe care vi le doriți și care, eu știu, poate nu i-au băgat pe ceilalți, pe cei dragi ai voștri, în datorii foarte mari sau nu vor trebui să plătească credite, eu știu, câți ani după aceste cadouri. Important este că, că ele mai sunt, că mai avem capacitatea să mai oferim și să mai primim cadouri. Și mi-aduc aminte că în copilărie, pe vremea când copilăream eu acum vreo nu multă vreme, acum vreo 2-3 ani și câteva luni în urmă, pentru că mi se pare că a trecut foarte repede timpul ăsta. Știu că erau la mare căutare, cel puțin pentru băieți, era o, chestie mare... extraordinară să primești mașini teleghidate. Mașinile alea care aveau o telecomandă, o sârmă, acum sunt la ordinea zilei, toată lumea, toți băieții primești, toți copiii, sau mă rog, aproape toți. În orice caz, pe vremea aia, dacă vedeai așa ceva, era mare, să era o raritate. Să vezi o mașină teleghidată, să ai, să ai telecomandă aia în mână, cu antenă, să apeși butoanele alea, să învârzi de chestiile alea și să, să vezi cum mașina se duce stânga, dreapta, după cum vrei tu, că este în stăpânirea ta, era ceva nemaipomenit. Vreau și eu o mașină teleghidată, radiocomandată. Dar te, cuvântul ăsta teleghidat pentru mine era ceva, rima puțin cu aurul. Dom'le, ai o mașină teleghidată? Păi ai un cont în metale grele, domne. Numai că, târziu, am înțeles ce înseamnă teleghidat. Că apoi a apărut, mă rog, a apărut să de mai de multă vreme, dar știam și noi, televizor, tele cu telecomandă. Oh, 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 telecomandă, stai în pat, apeși butonul, se schimbă cele două, trei canale, câte erau pe vremea respectivă. Tele, tele. Și după aia am înțeles ce înseamnă acest tele. Târziu am aflat că uh, înseamnă departe. Departe. Teleghidat înseamnă că de departe ghidezi ceva. Televizor că vezi de departe, adică privești departe la ceva. Din păcate, din ce în ce mai aproape. Telecomandă înseamnă că comanzi ceva de la depărtare. Și n-am crezut că um, voi trăi momentul în care să văd oameni teleghidați. Și pe bune că am văzut un om teleghidat, am văzut mai mulți de altfel, cel puțin ultima vreme din ce în ce mai mulți, dar odată eram într-un turneu și am văzut ceva ce, ca să spun sincer, n-aș fi vrut atunci să, să fiu spectator, să fiu participant la acest lucru, dar am fost tangențial. Eram într-un turneu undeva printr-un oraș din țară, foarte frumos turneul respectiv, acum câțiva ani, și era acolo în locația, se, pe vremea aia jucam Micul Prinț, spectacol pentru oameni mari, în uh, diverse cluburi. Adică am, am jucat și pe scene, dar pentru unii care probabil urmăriți acum, ați văzut spectacolul și în diferite cluburi. Și eram într-un astfel de club, uh, pe undeva prin țară, și după ce am terminat noi spectacolul, uh, clubul se cam închidea. Adică era ora de restrângere și uh, stafful de acolo chelnerii își făceau casa, făceau curățenie, noi ne strângeam lucrurile, instrumentele, hainele și căram la mașină, reflectoare, ce mai aveam noi pe acolo, videoproiectoare și așa mai departe. Și era un tip acolo, un uh, om foarte bun pe ceea ce făcea, cred eu, care, um, fac o paranteză, nu știu dacă ați observat sau ați văzut sau ați auzit, există spectacole făcute, de, să mă rog, manifestări live, nu știu exact cum, evenimente publice făcute de oameni care se pricep la hipnoză și li se spune hipnotizatori sau hipnotiști sau ceva de genul ăsta. Eu știu că într-o vreme erau și pe la, pe la Paris sau probabil și în alte orașe ale, ale lumii, dar eu am văzut pe la Paris de exemplu în Place Pompidou sunt diferiți indivizi, au un foaie a patru pe care scrie te hipnotizezi, 5 euro sau 10 euro sau 50 de euro, nu știu cât. Mi se părea foarte ciudat așa, știi, să zic, uite, poftim, ia bani de la mine, intră sub conștientul meu, fă ce vrei cu mine, voi fi găina ta următoarele 10 minute. Și am văzut că unii chiar făceau chestia, adică chiar se opreau și voiau să trăiască această experiență. Eu n-am avut curajul, trebuie să recunosc că uh, n-aș fi foarte încântat să știu că intră cineva în subconștientul meu, găsește pe acolo tot felul de bazaconii, mi le scoate la, la lumină. Stria, sincer să spun, aș vrea tare mult să știu că e un super specialist, foarte specialist, foarte extra, mega bine pregătit în treaba asta și are toate intențiile hiper bune cu mine și că nu îmi scoate de acolo, nu mi află pinul de la card, de exemplu, pe care nici eu nu prea știu din când în când. Dar nu se știe prin ce cotlon al subconștientului sau al inconștientului s-a ascuns respectivul pin, care nu vrea câteodată să iasă la... La Lumină. Și, v să zic că eram în acest în turneu, acest în, acest, în acest club, strângeam lucrurile. Respectivul își făcea numărul de hipnoză, în sensul în care intra în dialog, era, era un tip foarte volubil și de mare apreciat la el, cum să spun asta, capacitatea lui de a socializa. Și intra în vorbă cu chelnerii, care erau niște băieți foarte tineri și așa plin de uh, energie, și respecteamă. No, vrei să te, uh, hipnot -i, hipnot -i, <laughs> să te hipnotezi, să te hipnotizezi să te hipnotizezi, să și experiența, să vezi cum e. Și unul dintre uh, cei de acolo a acceptat. Și mă rog, eu am zis, așa ceva nu vreau să văd. Nici nu prea cred că e capabil să facă mare brânză din chestia asta. Îmi văd de treabă car lucrurile Și cum treceam eu pe acolo, cu uh, diferite obiecte către mașină. Am văzut că treaba chiar funcționa, în sensul că uh, acel chelner devenise teleghidat, adică uh, specialistul nostru îi spunea la un moment dat, uh, uh, așează-te pe scaun și s-a așezat pe scaun. Acum vrei să te ridici, dar nu poți, e foarte greu. Și într-adevăr făcea eforturi foarte mari și omul respectiv nu se putea ridica. Și spunea, acum, uite, ia sticla asta și o iei cu mare ușurință. Și el o lua și spunea, acum vrei să o iei, dar e foarte grea și nu pot să o iei. Și mi <gântu> se părea incredibil. Mai erau câțiva colegi de aici. V-am spus, era deja ora închiderii, nu mai erau clienți. Și colegii respectivului keller, îl filmau, îl fotografiau, râdeau, se distrau. Ăsta făcea ca o găină pe acolo, ca o maimuță, mai știu ce alte brontozauri și alte orătănii mai făceau pe acolo, că n-am stat, v-am spus, n-am stat să, să urmăresc, dar în orice caz mi s-a părut foarte ciudat și ușor de speriat, zic, a n-aș vrea să fiu găina nimănui, aș vrea să fiu om în general, mi-ar plăcea să rămân totuși la condiția asta, că e destul de interesantă, ce să zicem, nu? Trebuie să recunoaștem. Și ideea e că m-a contrariat puțin, asta este o, o îndemânare, o tehnologie, o abilitate, un skill care ok, poate fi învățat super bine, mă bucur și e laudabil că oamenii învață așa ceva, dar Parcă chiar așa să fie în mâna oricui și mai ales trebuie, cred, la un moment dat să intre la pachet și ceva morală, ceva etică, mă rog, asta e o altă discuție, dar... Partea bună a fost că sfârșitul sesiunii s-a desfășurat cam în felul următor, cam ultima comandă, ultimul lucru pe care l-a spus hipnotizatorul hipnotizatului, a spus, acum când voi bate din palme sau voi face așa, n-avea pendul sau alte lucruri de genul ăsta, doar clipocea din, din degete, te vei simți foarte odihnit, ca și cum ai fi dormit 8 ore. Și eu spus, oh, pentru asta aș face și eu. După, să mă hipnotizez 3 minute și să mă simt ca după un somn de 8 ore? Mm, e ceva, e interesant. Desigur, se poate. Sunt convins că există oameni specialiști în domeniu și există o întreagă istorie și o întreagă literatură de specialitate, cursuri foarte bine pregătite, foarte bine elaborate pentru oameni care vor să facă așa ceva. Și știu foarte sigur că se folosește, de exemplu, în tratarea unor traume, în rezolvarea unor probleme la care sau pentru care alte terapii nu au funcționat. Și pentru cei care vor să afle mai mult despre asta, există o întreagă literatură, dar știu cel puțin două surse, Milton Erickson, care a fost unul dintre mari psihologi ai acestei lumi și Richard Bandler, care încă mai dă cursuri și încă mai organizează școli de, de terapie prin hipnoză. Și bineînțeles că au la bază, sau cel puțin aveau, dar din câte am observat, chiar și acum au această dorință de a face bine, această cum să spun, nevoie, și teza de la care pleacă este să faci bine, să rezolvi probleme. Nu să faci găini în diferite cârciumi din țara, oricare ar fi fost ea. În fine, mai târziu am dat și peste o definiție a procesului numit hipnoză. Și, mă rog, sunt o mulțime de definiții, dar definiția la care m-am oprit, care e cea mai simplă și pe care toată lumea poate să o găsească, este: sună cam în felul următor: este starea asemănătoare cu somnul, deși, așa și așa, aici mai de discutat, provocată artificial prin sugestie, prin limbaj, în timpul căreia controlul conștient și contactul cu realitatea slăbesc, ceea ce e cam așa. E trăirile și acțiunile celui hipnotizat fiind asupra voi, fiind, pardon, supuse voinței hipnotizatorului. Și um, asta am observat-o destul de serios. Cam așa chiar așa s-a întâmplat. Seamănă puțin cu, um, cum îi cheamă, cu uh, transa. Uh, mai târziu am aflat că acest acest proces de hipnoză a fost folosit și, așa cum am spus puțin mai devreme și probabil că ați auzit, a fost folosit foarte mult ca, să spunem, anestezic, să-i spunem așa între ghilimele, adică sub hipnoză Oamenii suportau operații chirurgicale fără anestezie. Contactul cu realitatea exterioară părea că era pur și simplu fr frânt, extirpat efectiv. Dar, mai târziu, am aflat, tehnic vorbind, că, de fapt, există o suprafocalizare asupra unui subiect sau asupra unei teme, sau asupra unei, unei comenzi pe care uh, terapeutul o face, o dă celui care se supune acestui proces. Deci există o hiperfocalizare. Practic, cel care se transformă în găină nu mai are altă opțiune decât că este găină și nu elefant, nu vultur, din păcate. Nu vierme de mătase sau mai știu eu ce. Și nu om. Dacă i s-a spus că e găină, gata, alte opțiuni nu mai există. Este hiperfocalizat. Sau dacă, hai să nu exagerăm foarte tare, pentru că probabil că sunt și uh, terapeuți care fac chestia asta și știu foarte bine. Hiperfocalizarea există. Deci, Haideți să recapitulăm. Există un hipnotizator, adică cel care provoacă toată treaba asta și care, musai, spune un psiholog, trebuie să fie recunoscut ca autoritate. Pentru că dacă eu nu cred în ala care mă hipnotizează, nu o să aibă efect procesul respectiv. Nu-l cred, nu mă interesează. Avem uh, pionul, sau mă rog, personajul numărul 2 din povestea asta, hipnotizatul, cel care trece prin această experiență care renunță la autonomie, renunță la uh, autoritatea gândurilor lui asupra lui sau a, 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 cum să spun eu, a Conștientului sau a, a, a manșoanelor, cum să spun, a, a gripului, renunță la propria conștiință. O pune în mâna lui, terapeutului. Spune: ia-mă, face vrei cu mine, dumă în țara viselor sau a amintirilor frumoase sau a amintirilor care trebuie rezolvate. Bun. Și a, mai există un proces a, pe care cu siguranță, cu toții l-ați cunoscut și l-ați trăit și cu toții îl cunoaștem și îl trăim, poate în fiecare zi, din păcate. Un proces care, mă rog, seamănă puțin, dar nu răsare, dar tot despre asta e vorba. autohipnotizarea, Ne o auto câteodată. Avem câteva gânduri pe care le rostogolim în cap în fiecare zi și ne le repetăm ca niște incantații. De exemplu, nu ești destul de bun. Nu ești destul de bun, nu ești destul de înalt, nu ești destul de gras, nu ești destul de blond. Trebuie să fii mai brunet pentru a avea succes în viață. Ia, uite! ai doi nasturi desfăcuți la cravată, la, la, cămașă și cravata strâmbă, vei rata acest proiect, această prezentare, pentru că tu nu ești bun de nimic, nu ești bun de nimic, nu ești bun de nimic și așa mai departe, până când te autohimnotizezi și îți dai seama că și acele gânduri și acele voci din creierul tău, din capul tău, unele băgate intenționat de propria persoană, alte voci instalate acolo de către societate, profesori, părinți, bunici, mătuși sau mai știu eu cine, foști prieteni iubiți, iubite și așa, și toate astea încep să-ți vorbească și să capete autoritate. Pentru că le-ai dat autoritate, le-ai dat creutate, le -ai... ai prea multă încredere în aceste voci. Și ele încep să-ți determine comportamentul și de unde aveai toate șansele să devii un om de succes și fericit și bucuros, devii o găină care, Doamne ferește, care um, face lucruri găinești. Găineriatică. Găine și acum, asta mi-aduce aminte de o poveste, o poveste pe care am descoperit-o cu câteva săptămâni în urmă și pe care am introdus-o într-un spectacol pe care o să-l lansăm în luna februarie, Doamne ajută, în săli, în fața publicului, se cheamă Nastratin. E un spectacol pe care l-am făcut cu Vlad Gălățeanu și Alexandra Penciu. Text, bucurie, storytelling, cântat live, tot ce trebuie, tot ce știți că putem să facem noi mai frumos și abia așteptăm să scoatem. Dar povestea respectivă încerc să o fac foarte, foarte scurtă. Se spune că un țăran a avut la un moment un vis și în visul ăsta un înger vine și îi spune uite, va veni o zi când toată apa de pe pământ o să sece. Deci toată apa o să sece și o să fie înlocuită de o altă apă care va avea darul de a-i face pe oameni nebuni. Deci cine o să bea din apa respectivă, o să-și piardă mințile. Așa că vezi ce faci. Să nu ajungi în situația respectivă. Și omul ăsta se trezește dimineața, speriat, se duce la oamenii din sat și le povestește celorlalți. Uite ce am visat, uite ce mi-a spus îngerul. Și ceilalți nu îl cred. Teoria conspirației, toate doamne de aici, vezi de treabă. Și el, mă rog, mișcat, fiind marcat, fiind total de această experiență, totuși își adună foarte multă apă. Își adună apă bună undeva într-un loc, undeva așa protejat ascuns și la un moment dat chiar vine ziua respectivă. Apele în ziua respectivă, apele uh, toate se opresc, apele curgătoare se opresc, pământul se usucă, fântânile seacă. Și oamenii bineînțeles că sunt disperați. Dar el o duce destul de bine, pentru că are apa asta pusă la păstrare. Apa veche, cum ar veni, bună. Și bea liniștit și el liniștit și nu îl nu, nu, nu afectează cu nimic, criza apei. <laughs> Numai că la un moment dat, într-adevăr, vine apa cea nouă. Adică, apele curgătoare încep din nou să își să, 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 să ocupe albiile, fântânile se umplu din nou cu această apă, din care oamenii beau și se comportă foarte ciudat. Foarte ciudat. Iar omul nostru, cel care a avusese visul, se reîntoarce cumva în sat și vede pe ceilalți că se comportă altfel. Total atipic față de cum îi cunoștea el. Ce era cel mai interesant, e că ceilalți se uită la el ca și cum ar fi fost un nebun. Și omul nostru începe să se simtă singur, se însingurează. Și atunci renunță la apa cea veche și bea și el din apa cea nouă. Și dintr-o dată se transformă. Uită unde o păstrase pe cea veche, iar ceilalți se uită la el ca și cum ar fi fost un nebun, un nebun care și-a venit în fire. Interesantă poveste, nu? Seamănă puțin cu realitatea? Cel puțin cu niște realități din trecut seamănă, dacă nu chiar și dintr-un trecut sau din destul de recent sau chiar din prezent. Pentru că asta seamănă, povestea asta, aduce de fapt în, așa, în fața noastră o teorie pe care a studiat-o cu multă vreme în urmă un autor pe care îl cheamă, s-au chemat de fapt Gustave Le Bon și pe care tema au reluat-o mulți alții, printre care și Jose Ortega y Gasset și uh, teoria respectivă sau tema largă, subiectul larg despre care au vorbit ei se numește uh, dinamica maselor sau uh, psihologia de masă sau masele în general, nu mesele, masele. Iar uh, te uh, tema la care aș fi vrut sau, sau încercăm să ajungem se numește hipnoza în masă. Sau cum de fapt acum în perioada asta un uh, psiholog clinic din uh, uh, Bruxelles, un, uh, un psiholog care lucrează în psihologia clinică și este și statistician, printre altele, se numește Matias Desmet, și care uh, este profesor și uh, la Bruxelles, și, cum a spus, un psiholog clinic, uh, po povestește despre formarea de masă. Uh, în limba engleză îi spune mass formation. Eu aș, tra aș traduce-o mai degrabă ca o formatare de masă. Adică, cum spune el, un soi de hipnoză în masă. Diferența între hipnoză și acest mass formation este că, în hipnoză, hipnotizatorul nu trebuie neapărat să creadă în ceea ce îi spune subiectului sau, mă rog, celui care se găsește în cazul, în, în cum să spune, în terapia respectivă. Nu trebuie neapărat să creadă măi, Gigel, și eu cred că tu ești o găină. E puțin absurd. În această formatare de masă, în această hipnoză de masă, în schimb, cel care emite respectivele informații, emite lucrurile care îi formatează pe ceilalți, e la rândul lui hipnotizat. Crede întru totul în chestia asta. Vreți exemple? Uitați-vă la cei care au măcelărit elitele în perioada comunistă. Păi, Ana Pau, care era total uh, fidelă, um, uh, cum să spun eu, partidului și doctrinei și mentalității de atunci. La fel, Eugen Țurcanu, care a fost un, un cum să spun eu, un fenomen de o răutate ieșită din comun, care a, a, a chinuit și a omorât foarte mulți oameni. El era total angrenat în acel uh, uh, proces. Și știa că face rău, dar îl făcea fără niciun fel de remoșcare, pentru că el credea că face bine prin răul pe care îl făcea. Și la fel, sunt o mulțime de interviuri greu de urmărit cu diferiți torționari care după an, după, și an, ani de, de, zile după, după ce au trecut prin această experiență, spun că mi-am făcut treaba. Ăsta era jobul, ăsta, mă rog, jobul. Asta era serviciu. Trebuia să ne facem. Cu cât făceam mai mult, cu atât, sau cu cât îi chinuiam mai, mai, mai rău pe, pe oameni respectiv, cu atât primeam salarii mai mari și eram lăudați și așa mai departe. Și chestia asta devenise pentru ei un soi de uh, mândrie. Dar nu trebuie judecați. E vorba despre acest proces de uh, formatare de masă. În, în perioada nazistă la fel. Gândiți-vă la aia care au aplaudat pe Hitler și erau supra uh, uh, fericiți când îl uh, 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 Mă rog, ce spuneam eu? Hai! Cu tare! Uh, ei, cu siguranță că n-ar fi vrut să omoare pe nimeni. Cu siguranță că ei nu ar fi vrut ca ei să treacă prin experiențele prin care treceau vieții oameni prin lagăre. Cu siguranță ei nu ar fi vrut ca membrii familiilor lor să, să, să aibă asemenea experiențe. Dar erau formatați. Creierul lor să, își schimbase software-ul. Căutați în perioada asta Matias Desment și interviul pe care, sau interviurile pe care le face împreună cu Robert Malone, care este descoperitorul tehnologiei RNM, despre care se vorbește foarte mult în perioada asta. Și o să găsiți acolo o mulțime de lucruri foarte interesante. Dar aș vrea să vă povestesc pe scurt cele 5 principii pe care Mathias Desmet le, le, le punctează sau cele cinci condiții necesare ca această, acest proces de hipnoză în masă să aibă loc. Prima condiție este izolarea. Deci subiecții trebuie izolați, trebuie însingurați. Și fac o paranteză, se pare că există niște, um, niște cercetări, niște statistici care arată prin 2019 în America, 60% din populația Statelor Unite se declara, uh, oamenii se declarau însingurați, se, se, se declarau că sunt singuri, chiar dacă erau probabil într-o relație sau aveau joburi, viață socială și așa mai departe. 60%! Deci 60% grad singurare în 2019, în toamna 2019, deci înainte de pandemie. A doua condiție. subiecții indivizii, trebuie să aibă sentimentul lipsei de sens. Că ceea ce fac nu are sens, ceea ce fac nu are niciun rost. Sunt neputincios în fața lucrurilor care se întâmplă. La ce, la ce bun să mai încerci? De ce să mai lupți? De ce să mai, să mai spui ceva? Că, oricum, nu, nu poți să faci absolut nimic. Oricum, nu poți să aduci nicio schimbare fundamentală asupra lucrurilor care se întâmplă. 3, a treia condiție. Apare, mă rog, care, a treia condiție care decurge din 1 și 2, deci, din izolare, din sentimentul ăsta de neputință și de lipsă de sens, apare anxietate. 3. Anxietatea fără motiv identificat simt o anxietate, simt că mă simt prost, dar nu-mi dau seama de ce, nu pot să pun punctul pe ei, nu știu cu ce lupt, nu știu cu cine lupt, nu știu cât va mai dura, dar e o stare continuă de anxietate. 4. Din anxietate apare frustrare. Iarăși o, o frustrare fără o cauză identificată, fără o, o temelie. Păi sunt frustrat, dar nu-mi dau seama de ce. Că mi-a tăiat -a la calea în trafic, că s-au scumpit prețurile. Da, și de asta, dar e o frustrare constantă așa, la foc mic. Eu un ibric acolo pus pe, pe, pe foc și fierbe constant la foc mic și îmi ține această frustrare și nu pot să scap de ea. Toate aceste patru trepte adună sau devin o pârghie pentru că ele uh, sunt ceea ce numim, așa, destul de general durere psihologică, provoacă durere psihologică, psihică, sufletească, emoțională, cum vrei să-i spune, durere în general. Și e ceva total neplăcut. Clar. Bun. Și atunci ce se întâmplă? Pe, dincolo de uh, toate astea apare sau mă rog, etapa a cincea pentru mass formation este soluția. Cineva, cel care provoacă acest mass formation, această hipnoză de masă, vine cu soluția. Și chestia este că s-a adunat atâta presiune încât masele adoptă soluția imediat, cu mare dragoste, mare încredere, mare curaj, și se mai întâmplă niște lucruri, așa să spunem, de gradul 2-3, niște efecte secundare sau colaterale, cum vreți să le spuneți. Uh, apare sentimentul că individul, sau mă rog, individul are sentimentul că este erou dacă îmbrățișează această soluție. Se, re, re, se, societatea se uh, trece printr-un proces de reagregare, oamenii se readună social sub această titulatură, suntem eroi pentru că adoptăm această soluție binevenită, uh, aterizată din brațele divinității. Și în felul ăsta nu, mai, nu ne mai întoarcem la 1, 2, 3, adică nu ne mai întoarcem la sentimentul de izolare, la sentimentul lipsei de sens. Iată că avem un sens acum, salvăm omenirea. Uh, și nu mai suntem tăi, neputincioși, pentru că iată, a venit soluția. Și nu mai uh, trăim anxietate, din când în când frustrare, dar o, niciun fel de problemă, ne adunăm iarăși ca societate și atunci devenim puternici și nu mai avem de ce să fim frustrați. Uh. Acum fac o paranteză. Pârghiile pentru ca să se producă toată, tot procesul ăsta, am spus, este odată durerea psihologică și a doua disonanța cognitivă. Adică informații venite din toate părțile care îți întorc creierii și sufletul pe toate părțile și nu îți dai seama ce mai e adevărat, ce mai e fals. Adică ce, ce astăzi este adevărat, mâine e fals, ce astăzi e fals, mâine e adevărat și informații contradictorii, informații care se anulează unele pe celelalte. Și atunci, normal, anxietatea și, și, și uh, frustrarea sunt la ordinea zilei. Acum, ce se întâmplă după acest proces de mass formation, după acest proces de hipnoză masă? Păi individul sau indivizii devin prizonierii ideilor altora, devin prizonierii valorilor altora. Intră într-un soi de lagăr de idei unde nu mai pot gândi cu creierul lor, nu mai au ideile lor, nu mai au cenzorii lor, nu mai au aparatul critic. Și urmează, numai că adoptă și îmbrățișează niște idei total străine, poate pentru ei, dar se mai întâmplă ceva. Apare autocenzura. Parcă n-ar spune chestia aia că nu nu, nu se pupă cu ce mă gândesc acum, nu se pupă cu ce aș vrea să fac. Și mai apare și frica de a vorbi, sau de chiar de a gândi, frica de a te exprima. Și atunci, normal că procesul intră, cum să spun eu, mânușă, cum se zice. Adică, dintr-o dată, încep să faci lucruri pe care... În mod, normal, în mod normal nu le face. Gândiți-vă la, la, încă o dată spun, la cei care au chinuit oameni în perioada comunistă. Gândiți-vă la oamenii care l-au susținut pe un Stalin, pe un Hitler, pe un, uh, alți și alți dictatori sau uh, alte regimuri totalitare din, din uh, lumea asta. Unii poate chiar și regretă, din păcate. Bun, și există vreo scăpare din toată nebunia asta? Sigur că există. Există și mă grăbesc să vă spun, ca să nu vă țin prea mult, în uh, primul rând umorul. Umorul, ha, ha, ha. umor este o armă redutabilă. Pentru că prin umor se răstoarnă ierarhii. Umorul anulează autoritatea. Știți că spuneam puțin mai devreme că uh, cel care hipnotizează trebuie să fie recunoscut ca autoritate. Ei bine, umorul are această nemaipomenită calitate de a anula autoritatea. Adică să zici, Împăratul e gol și nu arată bine deloc. Acoperiți-l sau trimiteți-l la garderobă urgent sau schimbați împăratul, frate. Că ăsta este. nu-și dă seama că e gol. Înțelegeți? Deci, umorul îi spune lucrurilor pe nume, mai degrabă. Și le spune într-un mod relaxat. Iar relaxarea, am povestit altă dată, relaxarea este o condiție foarte importantă și bună și utilă pentru ca mintea să devină creativă. Adică, să găsească și alte soluții. Să nu găsească doar soluția propusă de hipnotizator. Ești o găină. Poate că vreau să fiu... Habar n -am. Un gândac de Colorado. Sau știu eu ce altceva. Un dulap. Ia cata. Deci, umorul are... <coughs> Am tușit. Vă rog să mă iertați. Deci, umorul are această calitate extraordinară. A doua. Sau, mă rog, o altă soluție, nu știu dacă e a doua, dar o altă soluție este să comunici, să pui să pui în cuvinte în substantive ceea ce cotrobăie prin creier, să dezbați, fără să te aprinzi, fără să dai cu uh, bocancii după cel cu care vorbești, fără să scoți sabia uh, nempăcării și halebarda lui Ștefan cel Mare, ci pur și simplu să, uh, să comunici, să exprimi ceea ce simți și ceea ce spui și ceea ce crezi. De, deci, autocenzura nu este o, o, o soluție sub nicio formă. Manifestarea empatică, bineînțeles, este o altă soluție. Să ai empatie și să, să răbdare, condescendență față de ceilalți, indiferent care ar fi opțiunile și, și părerile lor. Pentru că, cu siguranță, avem puncte comune cu ceilalți, chiar dacă ei au, au optat pentru partidul cu tare sau pentru viziunea cu tare și mai departe. Suntem, până la urmă, oameni și despre asta o să, o să povestesc imediat mai există ceva, boicotul minciunii. Iar noi la boicot stăm foarte bine. Adică privind în istorie, chiar suntem foarte buni la boicota chestii. Și există um, o altă va, o, cum să spun eu, o altă soluție, o revoltă pașnică. Și asta îmi place cel mai tare. Revolta pașnică. Să ai luxul de a nu fi de acord, să ai luxul de a, a lăsa istoria să-și trope uh, gândurile și ideologiile și uh, aiurelile ei și să-ți vezi de de practic, de viața ta, de raportarea ta la veșnicie, la divinitate, la, la condiția ta, la sensul tău, la sens, 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 la tot ceea ce poți să faci și la cei dragi, bineînțeles. Și nu în ultimul rând, să-ți aduci aminte că orice, orice idei ar fi în fața ta sau pe persoana, dincolo de, dincolo de fapt, să, să spunem așa, dincolo de ideile, de credințele, de valorile, de convingerile pe care ți le aduce cineva în față, deci dincolo de ele se găsește întotdeauna un om. Iar acel om cu siguranță are frici, are dorințe, are vise, are idealuri și mai mult decât atât, cu siguranță, 3000% vrea să fie iubit și vrea să ofere dragoste. Ăsta este numitorul comun. Vrea să fie iubit și vrea să, și, și vrea să ofere dragoste, vrea să simtă dragoste pentru altcineva. Așa că există această soluție nemaipomenită. Să oferi dragostea ta și să îți permiți să primești dragostea celuilalt. Pentru că în felul ăsta nimic nu vă mai poate despărți și nimic nu mai poate să aibă să-ți să mai ia autonomia gândului, a inimii și a spiritului și a sufletului tău. Și până la urmă, dincolo de reacțiile poate agresive ale unora, dincolo de comentariile acide ale altora, să știți că întotdeauna în spate știți, știți deja, nu mai trebuie să vă mai amintesc eu, dar trebuie subliniat faptul că dincolo de ele întotdeauna se găsește o frică, o frică mare, o frică care îi macină sau îl macină pe celălalt destul de tare. Și știți bine că soluția împotriva fricii este întotdeauna dragostea, aprecierea, recunoștința. În general, cu dragostea le rezolvăm pe toate. Știți, am mai povestit despre chestia asta. Așa că, dragilor, Asta am vrut să vă povestesc în seara asta. Bucurați-vă și anul ăsta să vă fie cu iubire, cu bucurie, cu nădejde, curaj și cu tot ce vă doriți voi. Dacă v-a plăcut acest podcast și ediția din seara asta, șeruiți, dați mai departe. Vă aștept cu un like pe pagina de Facebook Ștefan Ruxanda sau pe uh, canalul de YouTube Ștefan Roxanda unde toate aceste materiale vor fi încărcate în curând și uh, vom mai dezvolta și alte lucruri. Nu uitați că pe 15 ianuarie avem micul prinț spectacol pentru oameni mari live online, încă mai stăm puțin pe online pentru că spațiile în care se joacă spectacole încă nu sunt um, așa cum ne-am dorit noi, uh, nu că n-ar fi încăpătoare, sunt foarte încăpătoare, dar nu sunt încă atât de ocupate pe cât uh, ne-am dorit noi foarte tare. Dar, cu siguranță, în curând, cumva, în, vitru, în viitor, destul de apropiat, sperăm noi, lucrurile vor reveni la normal și toată pâcla asta se va risipi și lucrurile uh, vor fi văzute în adevăratul lor sens, în adevăratul lor valoare, în adevărul lor adevărat, așa cum sunt ele. Da, și cum cu siguranță și voi le intuiți. Așadar, până data aviatoare, când ne vedem săptămâna viitoare pe strada Speranței, vă îmbrățișez cu mare drag, vă urez o săptămână minunată, o noapte binecuvântată, cu vise frumoase, cu gânduri bune, cu emoții minunate și nu uitați, fiți bucurie, fiți curaj, fiți binecuvântare pentru ceilalți. Sunt Ștefan Ruxanda și vă îmbrățișez cu toată inima. Pa, pa!